Bun găsit, stimați telespectatori, sunt Luigi Bărăgoiu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Raport de Eveniment. Pentru prima dată în acest an, și îi voi spune după ce voi face prezentarea și la mulți ani, este comisarul șef Oltea Mariana Dumitru, șeful Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor din municipiul Rădăuț. Doamna Tița, bine ați revenit în studioul televiziunii Cromtel. La mulți ani, fie ca 2016 să fie un an mai bun pentru dumneavoastră, pentru toată lumea, și vă mulțumesc că ați răspuns ca de obicei cu amabilitate invitații pe care v-a făcut-o televiziunea Cromtel. Mulțumesc, că mă bucur să vă regăsesc, mă bucur că sunt invitată din nou în studioul dumneavoastră pentru a prezenta rădăuțenilor și nu numai activitatea serviciului și eventual să reluăm actele necesare pentru preschimbarea actelor de identitate și a pașapoartelor. Și dumneavoastră vă spun la mulți ani întregului colectiv de la televiziunea Cromtel, tuturor rădăuțenilor și tuturor ascultătorilor sau mai bine zis telespectatorilor televiziunii dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu frumos pentru urări. Din nou, cum am prezentat, zic eu că nu am greșit, pentru că dacă aș fi spus doar comisar șef Oltea Mariana Dumitru și pe urmă aș fi spus doamna Tița de la pașapoarte sau de la buletine, sunt sigur că a doua prezentare deja a trezit interesul telespectatorilor, pentru că dumneavoastră lucrați de mulți ani, deși sunteți tânără, lucrați Mulțumesc, de mulți ani. Da. În acest domeniu și pot să pun pareu că cel puțin unul din trei locuitori din zona noastră vă cunoaște, dacă nu doi din trei, greșesc? Chiar patru din trei. Patru din trei, dacă spuneți dumneavoastră. Da, doamna comisar șef, pentru că suntem la începutul anului 2016, eu v-aș propune ca în câteva cuvinte să faceți dumneavoastră o prezentare a anului trecut, cum a fost? A fost mai dificil? Ce valori ați înregistrat în scriptele dumneavoastră? Din punct de vedere a activității pe linie de evidență a persoanelor, strict legat pentru eliberarea actelor de identitate, pot spune că anul 2015 a avut un număr puțin mai mic de solicitări față de 2014. Asta nu înseamnă că am stat degeaba sau că am tras chiulul. Nu, situația, dacă îmi permiteți, aș citi câteva cifre, că nu am cum să le țin minte, se prezintă în felul următor. Având în vedere că deservim municipiul Rădăuț și încă 22 de localități, în total o populație de 151.127 de persoane, situația se prezintă astfel. Au fost depuse un număr de 16.425 cereri pentru eliberarea actului de identitate. Asta reprezintă cererea în total, din care 395 au fost prin procură specială pentru persoanele care se află în străinătate și care nu pot veni la domiciliu pentru eliberarea unui nou act de identitate. 15.900 au fost pentru eliberarea strictă a cărților de identitate. 137 de cereri au fost pentru eliberare de cărți provizorii, 388 au fost pentru aplicarea vizelor de reședință. Din cele 16.425 de solicitări, pot spune că un număr semnificativ de mare este pentru persoanele care au dobândit cetățenia română și care li s-a aprobat stabilirea domiciliului în România. Au fost pe zona noastră un număr de 836 de cereri. Este mai mare numărul față de anul trecut. Asta înseamnă că tot mai mulți cetățeni din care au domiciliu în străinătate solicită stabilirea sau restabilirea domiciliului în România. Am mai avut cooperări cu poliția municipiului Rădăuț, am efectuat un număr de 1278 de verificări, atât pentru dânsii cât și pentru alte instituții
care ne-au solicitat date. S-au aplicat un număr de 380 de sancțiuni în valoare de 22.475 de lei. Sancțiunile se aplică pentru... Contravenționale, nu? Sancțiuni contravenționale, da. Se aplică de regulă persoanelor care au actele de identitate expirate de mai mult timp sau persoanelor care pierd în mod repetat actele de identitate, ceea ce se consideră o neglijență. Nu sunt toate persoanele sancționate, mai discernem, mai ne uităm și la problematica fiecăruia, motivul pentru care n-a venit la eliberarea actului. Sunt fel de fel de situații și aceste persoane care au avut anumite probleme sunt numai sancționate cu avertisment. Vă întrerup puțin, m-am uitat zilele trecute, am remarcat zilele trecute când am fost mai rece la noi și înghețase parbrizul mașinii un tinerel, nu știu, în jur de 20 de ani, folosea carte de identitate pentru a da gheața jos de pe parbriz. Da, aceasta se pare că e bună la orice, și la curățatul parbrizului, și la întins untul pe pâine, și eu știu, cred că sunt, da, cred că sunt persoane care folosesc cartea de identitate în mai multe scopuri. În concluzie, anul 2015 a fost mai dificil decât 2014? Nu pot spune că mai dificil, tot cu un volum de muncă ridicat. Sperăm ca din acest an, poate, sper eu cel puțin, ca să poate suplimentăm numărul de lucrători din cadrul serviciului de evidență, pentru că activitatea este mare și necesită foarte multe operațiuni în spatele ghișeului, ceea ce cetățenii nu știu, nu realizează. Sunt multe activități care trebuie desfășurate în bucătăria internă, cum s-ar spune, și dacă se va suplimenta schema și vom avea personal mai mult, vom putea lucra puțin mai, știu eu, lejer. În momentul de față sau aproape tot timpul se lucrează mod continuu, este aglomerat, tot timpul suntem în priză. Așa este. Că de fiecare dată o să vă întreb, de fapt dumneavoastră ați mai fost în studio aici, cred că de vreo 6 luni. Greșesc? Nu rețin când am fost ultima dată, acum anul trecut. În luna iulie anul trecut. A, eram odihnită după concediu. Da, și eu tot din concediu vreau atunci. Ziceam că o să vă întreb ca de fiecare dată. A spus adineauri despre zona dumneavoastră de responsabilitate, zona arondată. Care este zona? Să ne spuneți localități. Localitățile care le deservește Serviciul de Evidență a Persoanelor Rădăuți sunt, în afară de municipiul Rădăuți și orașele Milișăuți și Vicovu de Sus, următoarele comune sunt deservite de către noi: Bilca, Brodina, Burla, Dornești, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Gălănești, Grănicești, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iazlovăț, Marginea, Putna, Satul Mare, Straja, Sucevița, Ulma, Vicovu de Jos, Volovăț și Voitinel. A spus pe toate. Arbore, nu? Arbore, nu. Arbore ține de Serviciul de Evidență Solca. Mai nou s-a înființat, cred că de aproape un an de zile, și Serviciul de Evidență la orașul Cajvana. Dar orașul Cajvana deservește strict populația orașului. A, deci nu și îngrejurimele. Nu, la un moment dat am făcut și noi demersuri împreună cu administrația de la orașul Vicovu de Sus pentru înființarea serviciului de evidență la dânsii. Era o procedură mai greoaie, nu mai știu acum cum este. Cert este că nu s-a putut finaliza pentru, nu știu exact motivele, dar ar fi fost o soluție extraordinară. Se mai
degreva și serviciul nostru de anumite activități, ar fi preluat și orașul Vicovu de Sus alte localități ca să le deservească, cu atât mai mult ar fi fost benefic pentru cetățeni că nu mai făceau atât drum până la Rădăuț la depunere și apoi la ridicare. Cei de la munte în special, nu? Da, cei din zona Brodina, Ulma, Putna, corect, le-ar fi fost mult mai la îndemână să meargă până, numai până la Vicovu de Sus. Să vedem pe viitor dacă se mai pot face demersuri pentru înființare. Eu cred că se va putea, atâta timp cât Cașvana, oraș mai mic decât Vicovu de Sus, a reușit, să sperăm că va putea și orașul Vicovu de Sus să înființeze un serviciu de evidență. Corect. În, dacă tot ne-a spus care e zona noastră de responsabilitate, zona arondată, vă rog frumos să spuneți telespectatorilor ce documente trebuie să, sau cu ce documente să vină solicitantul la dumneavoastră pentru eliberarea cărții de identitate. În primul rând, cetățenii au obligația, au responsabilitatea de a verifica singuri termenul de valabilitate al documentului. Data de expirare a cărții de identitate este data nașterii din fiecare an, cum este stabilit termenul de eliberare, termenul de valabilitate al cărții de identitate. Indiferent de data când este tipărită cartea, expiră la data nașterii cetățeanului de peste 4 ani, 7 ani, 10 ani, la cei care au valabilitate de 60 de ani, cred că nu mai e cazul să mai verifice, da, foarte des. Verifică alții. Și cetățenii la care le expiră cartea de identitate au obligația să se prezinte pentru eliberarea noului document cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea documentului. Adică 6 luni? 6 luni, da. Au la pot cu 6 luni înainte, începând sau scăzând din 6 luni, să se prezinte oricând să depună acte. Deci nu e obligatoriu că mi-a expirat și merg după expirare, nu. Legea permite ca, începând cu 180 de zile în jos, cetățeanul să vină să-și poată preschimba actul de identitate. Sau, bineînțeles, pentru celelalte motive, care sunt pierdere, schimbare de fizionomie, schimbare domiciliu, deci cartea de identitate trebuie actualizată în funcție de motivul fiecăruia, pentru ce are nevoie, da? Își schimbă adresa de domiciliu, schimbă și documentul de identitate, cartea de identitate. Și după iarnă grea, dacă a șters parbrizul cu... Da, dacă nu mai are parametrii optimi pentru a fi, știu eu, validă la orice instituție, cartea de identitate, normal că trebuie schimbată. Dar, în situația asta, dacă este deteriorată, este pasibil de a fi sancționat contravențional. Deci, chiar dacă ne permitem să folosim cartea de identitate în alte scopuri decât pentru cea care este ea emisă, trebuie să ne gândim că dacă se deteriorează, mai putem scoate și niște bănuți, pentru că, ei, ne-am bătut joc puțin de ea. Așa este. Și ce taxe? Taxa este neschimbată, este tot de 12 lei, se achită la primăria municipiului Rădăuț, la serviciul impozite și taxe. 12 lei fiind taxa fiind compusă din 7 lei contravaloarea cărții de identitate și 5 lei contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru. Nu s-a schimbat taxa, este aceeași de vreo 3-4 ani. Nu s-a mai modificat nici taxa de timbru, nici contravaloarea cărții. Și celelalte documente? Celelalte documente, urma să le expun acum, sunt după caz. După cazul fiecărui cetățean în parte, cartea de identitate, cartea de alegător, dacă a avut cartea emisă până în luna aprilie 2012. De la această dată, cărți de alegător nu se mai tipăresc.
Întâlnesc un fenomen, mă opresc puțin să fac o paranteză, deci întâlnesc un fenomen, întâlnim un fenomen în ultimul timp. Cetățenii au tendința să ne spună că nu au carte de alegător, nu au avut, nu li s-a dat. Nu pun preț pe acest document, dar este un document tipărit exact ca și cartea de identitate, document care ar fi trebuit să aibă grijă de el, pentru că această carte de alegător, de cartea de identitate am spus, nu, de cartea de alegător. De alegător, da. Cer scuze. Cartea de alegător merge în paralel cu cartea de identitate emisă. Deci nu o ține că vrea sau e greu să o caute. Deci ea trebuie predată odată cu cartea de identitate care expiră sau care va expira sau care va rămâne la noi în vederea preschimbării, da? Foarte mulți în ultimul timp v-am spus, au pierdut-o, sau cel puțin așa spun, că au pierdut-o, că nu o găsesc, că nu li s-a dat. Sunt foarte, știu eu, așa, nervoși când îi întrebăm de această carte de alegător, dar trebuie să înțeleagă cetățenii că este un document emis de noi, au semnat de ridicare pentru cartea de alegător și trebuie predată. În afară de cartea de identitate și cartea de alegător, cetățenii mai trebuie să prezinte la serviciu când preschimbă cartea de identitate și certificatul de naștere în original și copie Xerox, certificatul de căsătorie în original și copie Xerox sau hotărârea de divorț, tot în original și copie Xerox. Atenție că iar ne întâlnim cu un fenomen de care lumea spune că nu știe. Hotărârea de divorț trebuie să fie definitivă și irevocabilă. Nu este suficient că s-a încheiat divorțul și a primit hotărârea. După acel termen care este scris la finalul fiecărei hotărâri, dacă este termen de recurs sau de apel, ce este acolo, abia după acea perioadă hotărârea devine definitivă și irevocabilă. Deci, înainte de a veni la noi, au obligația de a merge la judecătoria care a emis-o sau, știu eu, instanța care a emis-o pentru a fi definitivă și irevocabilă. Abia apoi hotărârea este, poate fi luată în considerare cu tot ce se hotărăște la acea instanță. În afară de actele care le-am enumerat, ar mai fi și copii după certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani și originale, bineînțeles, numai în cazul schimbării numelui solicitantului sau schimbării adresei de domiciliu sau renumerotării de imobile. Deci numai în anumite situații se prezintă certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani în copie și original. Apoi, fiecare solicitant trebuie să facă dovada adresei de domiciliu. Această dovadă a adresei de domiciliu poate fi contractul de vânzare-cumpărare, titlul de proprietate, știu eu, o adeverință de la registrul agricol sau extras de carte funciară pentru municipiul Rădăuți. Extrasul de carte funciară trebuie să aibă să fie în termenul de 30 de zile de la data emiterii, atât putem să-l luăm în considerare ca și adresa actuală de domiciliu. Iar pentru mediul rural, dovada adresei de domiciliu reprezintă adeverința eliberată de la registrul agricol al fiecărei primării. Atât pentru adulți cât și pentru copiii care împlinesc 14 ani sau 18 ani sau când preschimbă sau își eliberează actul de identitate, trebuie să prezinte dovada adresei de domiciliu. De asemenea, adeverința eliberată de fiecare primărie are valabilitate 30 de zile de la data emiterii. Plus taxa de 12 lei, de care am vorbit puțin mai devreme. Cam astea sunt documentele care sunt necesare pentru preschimbarea cărții de identitate. În plus, la copiii care își depun cerere pentru eliberarea primului act de identitate sau la cei care încă n-au împlinit vârsta de 18 ani și sunt încă minori,
Mai trebuie actul de identitate al unuia din părinți. De obicei, actul de identitate al părintelui cu care trebuie să se prezinte la serviciul de evidență. Un minor trebuie însoțit de părinte sau de reprezentantul său legal. Singur nu poate depune cerere pentru eliberarea actului de identitate. De asemenea, dacă un solicitant nu este proprietar al unei locuințe, dar totuși locuiește la o anumită adresă, este necesar, este obligatoriu ca solicitantul să se prezinte la serviciul de evidență cu proprietarul locuinței sau cu unul din proprietarii locuinței unde are adresa de domiciliu. Proprietarul se prezintă cu actul de proprietate sau cu adeverința de la primărie în original, plus copie Xerox pentru mediul urban, și cu actul său, al proprietarului, actul de identitate al proprietarului, iar acceptul de primire în spațiu sau de a rămâne în spațiul său se dă atunci în prezența, în fața lucrătorului de la ghișeu. Acceptul cu privire la ca solicitantul să aibă domiciliu la adresa proprietarului. Deci este obligatoriu ca proprietarul să se prezinte la noi. Doar în situații când într-adevăr acesta nu se poate prezenta, proprietarul nu se poate prezenta la evidență, are posibilitatea de a da declarația la un notar public sau, dacă este din mediul rural, poate merge la postul de poliție unde și are domiciliul, iar în fața lucrătorului de la postul de poliție completează o declarație prin care își dă acordul ca solicitantul actului de identitate să aibă domiciliul la adresa proprietarului. Da, am înțeles. E bine că ați făcut aceste lămuriri pentru că sunt suficienți care... Da, deci asta spun din practică pentru că în ultimul timp văd niște aspecte așa pe care oamenii le țin morțiși pe ale lor. Deci nu este că noi vrem, cerem, știu eu, ceva imposibil sau... Nu, totul este conform legii. Nu vrea Tița Dumitru, nu vrea alt lucrător, ține neapărat să vadă proprietarul sau... Pentru că sunt situații când au venit, au mai întrebat cine a semnat pentru proprietar. Ei, proprietarul a semnat. Proprietarul locuinței. Fiecare cetățean care se prezintă și care își dă acceptul sau vine cu un act de spațiu, un contract de vânzare, cumpărare, titlul de proprietate sau orice alt document care face dovada spațiului de locuit, își asumă responsabilitatea că acel document este valid atâta timp cât se prezintă cu el în original. Și noi îl vedem, îl considerăm ca fiind valid, chiar dacă sunt ulterior alte acte emise și nu le-a prezentat, strict îi revine răspunderea cetățeanului care a prezentat actul respectiv. Da. Noi nu avem de unde să știm ce alte acte s-au mai emis. Sunt mulți oameni care au în posesie acte care nu mai sunt valabile, poate au intervenit modificări, dar le au un original. Ei, dacă se gândesc că le prezintă și rezolvă o situație, nu se gândesc chiar bine, pentru că ulterior poate veni o verificare, chiar o anulare a actului de identitate, dacă nu prezintă documentul care este valabil. Sau se mai prezintă cu certificate. Câteodată așa te și miri cum pierd cetățenii actele. Vin cu câte un certificat de naștere sau de căsătorie emis de ceva timp în urmă, de câțiva ani sau chiar de la naștere pentru certificatele de naștere. Ca ulterior, când prelucrăm datele, să constatăm că cetățeanul are emise alte, duplicate, uită de respectivele documente, vin cu primele, deci așa ceva, cred că noi
Nu avem o evidență. Avem o evidență și atunci începe, cum să spun, supărarea din partea cetățenilor. Dar de ce nu mi-ați spus? Dar de ce? Noi astea le găsim sau le descoperim pe parcurs când prelucrăm datele. Datele nu pot fi prelucrate chiar pe moment când se prezintă cetățeanul la ghișeu. Și încercăm să-i anunțăm. Sunt care mai fac un drum, două, până vin cu documentele care sunt valide. Da? Un certificat eliberat, un duplicat la un certificat eliberat, acela este valabil. Duplicatul, cel anterior, care l-ai declarat pierdut sau distrus, este nul. Da. Ca și la cartea de identitate, da? Au fost situații când au declarat cartea de identitate pierdută, au venit și au făcut alta ca urmare a pierderii, iar apoi au găsit-o, au ținut-o ca și document valabil. Au și încercat să treacă frontiera cu acel document. Și bineînțeles că au fost întorși de la graniță pentru că s-au prezentat cu un document de călătorie nul. Când au văzut că s-a întâmplat așa, au găsit imediat, nu știu, imediat au găsit cartea de identitate valabilă. Păi nu ne jucăm, nu putem avea două documente de identitate valabile în același timp, două pașapoarte, două permise, păi facem câte un stoc și hai să ne mergem, le luăm oricare, ne vine la îndemână. Nu, câte un singur document, câte unul este valabil. La fel și cu certificatele. Dar să sperăm că lumea înțelege și de regulă înțeleg și revin cu actele de stare civilă eliberate ulterior, da? Nu cele inițiale care sunt deja nule. Da, aveți foarte mare dreptate. Am pregătit mai multe întrebări pentru dumneavoastră, dar aceste întrebări și răspunsurile lor în a doua parte a emisiunii, până atunci publicitate. Am revenit în studioul televiziunii cu Romtel. Vă reamintesc, suntem la Raport de Evenimente, iar invitatul de astăzi este șefa Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor, doamna comisar șef Oltea Mariana Dumitru. Doamna comisar șef, ați povestit adineauri despre documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate, despre zona dumneavoastră arondată, despre anul 2015. Dar, apropo de anul care a trecut, ați amintit și de faptul că sperați că se va mări grila de personal sau, mă rog, personalul de la dumneavoastră de acolo. Dar de fiecare dată este aglomerația la noastră, pentru că așa este normal ca să fie până la urmă. Bun, această aglomerație este o aglomerație civilizată, ca să-i spun așa. Adică mă refer, ați amintit că ziceam de personal, dar spațiu este suficient acolo la noastră? Poate pentru noi ca și lucrători ar fi suficient. Nu avem prea mult de obiecta la capitolul ăsta. Sala de ghișeu, spațiul de așteptare, spațiul pentru completarea cererilor sau pentru, știu eu, pentru a scrie ceva, o declarație, este cam impropriu, dar din discuțiile purtate cu conducerea primăriei Rădăuți, vom încerca să îmbunătățim puțin spațiul, să mergem și pe al doilea ghișeu, să funcționăm cu două ghișee în paralel. Nu știu cum vom face. Încercăm să căutăm variante. Noua conducere este deschisă la problemele tuturor cetățenilor, la propunerile noastre de la servicii, de la compartimente. Și la un moment dat chiar am propus sau am venit cu o idee pentru a depista un alt spațiu corespunzător,
Este greu în oraș să găsești un spațiu unde să ai, știu eu, o sală de așteptare și de completare a documentelor unde să încapă cel puțin 50 de persoane. Știu eu, pe timp de vară sunt și în peste 150. De asta spuneați dacă este o disciplină în sală. Este, câteodată se mai găsește câte un cetățean supărat, eu știu, care să fie un pic mai agitat, dar nu ai ce să faci. Atâta timp cât nu se respectă condițiile legii, nu ai cum să-i preiei actele. Unii se supără, poate pleacă, revin mai calmi, nu mai sunt atât de supărați. Dar cea mai importantă problemă ar fi dacă am găsit un alt spațiu cu mai mult loc pentru cetățeni. Administrația locală, până la urmă. Administrația locală, dar înțeleg că nu am identificat un spațiu corespunzător. Nu am identificat. Dacă s-ar construi, dar implică costuri foarte mari, nu cred că și-ar permite cineva să construiască strict un spațiu pentru un serviciu de evidență sau pentru alte servicii. Trebuie să ai și un flux al activităților bine conturat, bine delimitat, ca cetățenii să depună, preiau imagini, să plece. Deci de asta ne-ar trebui un spațiu adecvat. Aici este bine, este funcțional, funcționează bine, numai că spațiul din sala de așteptare și la ghișeu acolo, zic eu că este cam mic pentru numărul de solicitări din zonă. Dar să vedem, poate cu timpul vom reuși să găsim un alt spațiu sau poate să încercăm, nici nu ne permitem să închidem sediu, să facem niște modificări aici. Și nici nu prea se pot face modificări la această clădire, că este și foarte veche, nu știu cât permite, din câte am înțeles, prea multe nu se pot face, să mai lărgim, să facem un spațiu mai mare. Nu prea putem dărâma pe acolo, că să pereți de rezistență și nu se poate. Poate că ar trebui să precizați că în acel imobil nu sunteți singurii locatari, nu? Pentru că mai este. Nu, funcționează și direcția poliției locale. Chiar dacă am fi singuri în clădire, să zicem că s-ar găsi un alt spațiu pentru poliția locală, tot nu ne-ar ajuta prea mult, că este la etaj și atunci tot nu putem să facem nici comunicațiile parter, etaj, între comunicațiile, mă refer la rețelele de transmisie de date, da. Ar trebui să fim toți într-un spațiu mai mare, bine amenajat, dar să vedem, căutăm soluții. Deocamdată este cumva ok așa, ni s-a aprobat să facem o reîmprospătare, o curățenie, reabilitare, poate e mult spus. Nu, să facem o curățenie, să mai reparații pe acolo ce este necesar. Așteptăm să găsim o perioadă mai puțin aglomerată când să se poată face aceste reparații. Păi sunteți vecini cu poliția locală și în fiecare zi de marți cu colegii de la Suceava care vin. Cu colegii de la serviciul pentru. Poate că ar trebui să spuneți dumneavoastră și de posibilitatea de a depune actele pentru pașapoarte, da, la Rădăuți. Nu? La Rădăuți a rămas în continuare ziua de marți, zi de preluare acte și eliberare pașapoarte. Preluare acte în vederea eliberării pașaportului electronic. Numai cel electronic poate fi, pentru cel electronic se pot depune acte la Rădăuți, datorită faptului că aceste pașapoarte
au un termen până la eliberare între 10 și 14 zile. Nu se pot prelua acte și pentru pașapoartele temporare, cele cu valabilitate de un an, datorită faptului că nu se poate asigura urgența. Acele pașapoarte temporare se eliberează strict în regim de urgență. Deci, în fiecare marți, între orele 9 și 15, colegii de la Serviciu pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, Suceava, vin la sediul din Rădăuți, sediu care este în aceeași clădire cu sediul Serviciului de Evidență a Persoanelor. Cu dumneavoastră și cu poliția locală. Și poliția locală, sigur că da. Și preiau acte pentru pașapoarte electronice. Preiau atât pentru adulți cât și pentru copii. Foarte multe întrebări avem în sensul acesta. Dacă se preiau acte pentru pașapoarte la copii? Da, deci nu există nicio diferență între adulți și copil. Orice solicitant, indiferent de vârstă, poate depune, indiferent de vârstă și indiferent de domiciliu, poate depune acte în vederea eliberării pașaportului la Rădăuți sau oriunde, la orice alt serviciu sau punct de lucru din țară de pașapoarte. Deci nu mai există condiția de domiciliu. Un cetățean, chiar dacă are domiciliul în municipiul Rădăuți și are dorința de a elibera pașaport, se află pentru o perioadă de timp în altă localitate, se prezintă la sediul serviciului de pașapoarte de la județul respectiv și depune cerere de eliberare a pașaportului. Nu, numai pentru cărțile de identitate este strictă situația că se depune la numai la locul de domiciliu eliberarea actului de identitate. Și ca o noutate, taxele de la CEC s-au redus. S-a redus acel TVA, nu știu exact cu câte procente, dar dacă până la 1 ianuarie taxa de la CEC era de 270 de lei, acum este 261. Nu e o reducere substanțială, dar și să specific actele care sunt necesare pentru eliberarea pașaportului electronic. Acea taxă de la CEC care am amintit, taxă la trezorerie 20, în valoare de 22 de lei. Pașaportul deținut de solicitant în momentul depunerii, dacă este deținător de pașaport, și actul de identitate în original, fără certificate, fără copii Xerox, fără alte poze. Odată cu depunerea cererii, se preia și imaginea solicitantului și amprentele necesare eliberării pașaportului electronic. Tot marți, peste 14 zile, solicitantul, tot de la Rădăuți, vine cu actul de identitate și ridică noul document tipărit. Cred că ați fost suficient de clar. În cazul minorilor care solicită eliberarea pașaportului, este necesară prezența ambilor părinți sau a părintelui căruia este încredințat minorul sau a reprezentantului legal al minorului. Deci este necesară prezența tuturor la depunerea cererii și la preluarea imaginii pentru pașaportul electronic. Colegii, de fapt, să vă întreb dumneavoastră, în cazurile mai deosebite, eu știu, când cineva e invalid, când e la pat, dumneavoastră aveți posibilitatea de a merge și la domiciliile acestor oameni? Da, permite legea, chiar prevede un aspect pentru persoanele aflate în situația în care nu se pot deplasa la sediul serviciului de evidență pentru eliberarea cărții de identitate. Avem posibilitate să ne deplasăm la domiciliul, avem posibilitate legală. Că nu avem posibilitate materială, asta e altă problemă, dar nu s-a pus niciodată în discuție acest aspect, totdeauna am răspuns prompt și am rezolvat situația fiecărui solicitant, indiferent de
la ce distanță de Rădăuți a fost, că de la Ulma, că de la Brodnea, de la Bolovăț, indiferent de unde, ne-am deplasat la domiciliul persoanei netransportabile și i-am preluat imagine ca să eliberăm cartea de identitate. Anul trecut am avut 15 situații de genul acesta în care ne-am deplasat la domiciliul solicitantului. Da, din păcate există și cazuri din astea. Da, sunt, sigur. Doamna comisar șef, anul 2016 înseamnă anul alegerilor locale și a celor parlamentare. Dumneavoastră, repet, cu o experiență mare în domeniu, deși sunteți tânără, nu vă mai sperie sau nu vă mai face niciun fel de problemă situația sau momentul alegerilor. Sunteți pregătit? Aveți informații că se vor, din punctul dumneavoastră de vedere, vor fi schimbări, modificări? Adică veți putea elibera și în ziua premergătoare și Totdeauna în perioada alegerilor am avut program prelungit, l-am respectat, iar în ziua de dinainte a alegerilor și în ziua alegerilor avem un program chiar mult prelungit și chiar se preiau acte și se tipăresc acte în acele zile, în măsura posibilităților. De obicei, alegerile sunt în ziua de duminică, da? Sâmbătă nici nu se pune în discuție. Toți cei care vin și depun sâmbătă acte, dar ca să putem elibera un document, avem nevoie de aceleași acte, complete, da? Nu că sunt alegeri, hai să eliberezi actul de identitate cu ce am. Cu recomandare de la un vecin. Sau cu... Deci cu toate actele complete, altfel nu se pot prelua în ghișeu. Totul se tipărește în aceeași zi, sâmbătă, da? Duminică, cred că nu este nimeni absurd să nu înțeleagă că aceste acte tipărindu-se la Suceava, nu putem prelua o cerere la ora 19 și la ora, până în ora 21 să aibă actul tipărit. Dar în măsura posibilităților se tipăresc acte și duminică, în ziua de alegeri, și de asemenea le eliberăm la solicitanți. De asta sunt și de asta sunt benefice emisiunile dumneavoastră și orice informare în mass media, ca cetățenii să și ia măsuri de precauție din timp. Cum am amintit, cu 180 de zile înainte se pot prezenta dacă le expiră actul de identitate. Deja la această dată se pot prezenta cei care le expiră actele până în luna iunie, inclusiv 2016. Da? Nu este necesar să se prezinte luna mai. Evită și o aglomerație în perioada de alegeri, evită și, știu eu, stresul că nu va avea documentul ca să aleagă pe cine dorește. Deci, cam toate se pot lua din timp pentru a fi rezolvate. Nu ne sperie, totdeauna s-a asigurat permanența, am lucrat, v-am spus, avem și program prelungit, totul este să se intereseze, cetățenii să se intereseze. Cât putem, prin dumneavoastră, prin presă, prin, știu eu, radio, anunțăm. Dar interesul direct al cetățeanului este atunci când vine, întreabă, se citește, afișăm și prin afișaj se face orice informare la sediul nostru. Vine, se interesează, este telefon, sună, întreabă. Probabil că se va, știu eu, se va publica și pe site-ul primăriei și vor avea acces cei care se, știu eu, se descurcă și cu internetul. Totul este să se informeze cetățenii. Nu există obligația noastră de a le, știu eu, de a merge din casă în casă și a anunța. Nici că expiră documentul și nici cum mai întâlnim situații că așteaptă ca polițistul din sat să vină să-i spună că are documentul expirat. Nu avem evidențe, nu putem ști dinainte cui expiră actul de identitate. Nu putem
face o asemenea selecție ca să vedem cine, cum și cui expiră actul de identitate. Este obligația strictă a fiecăruia dintre noi să urmărim când ne expiră sau când, știu eu, nu avem documentul. Și până la urmă ține de normalitatea asta, nu? Pentru că trebuie să te tragi. Da, poate este greu, poate este greu ca să reții, știu eu, anul ăsta îți expiră cartea de identitate, la începutul anului viitor expiră permisul de conducere. Într-adevăr, este un pic, dar trebuie verificate aceste documente din timp în timp. Mi-a făcut și o promisiune înainte de a intra în emisiune că mă voi interesa, vă voi adresa o întrebare. Bun, cei care deja sunt posesori de carte de identitate o pot schimba cu 6 luni înainte. Da, maxim. Bun, dar cei care nu au buletin și de-abia așteaptă ca să aibă buletin, cu cât timp înainte pot ajunge la dumneavoastră sau strict la data când copilașii care la prima eliberare? Da. Nu, la prima eliberare este suficient să se prezinte cu cel mult o săptămână înainte, deoarece datele nu pot fi prelucrate decât cel mult în ziua când împlinesc vârsta de 14 ani. Așa este făcută aplicația și nu ne permite să prelucrăm datele minorului decât cel mult în ziua când împlinește 14 ani. Asta e la prima eliberare. Ulterior, dacă îl pierde și îl și eliberează alt act la 15, 16, 18 ani, se poate depune și se poate elibera documentul și înainte de data nașterii. Eu sper că o să vadă și cel vizat ce a spus dumneavoastră și va înțelege. Dar pentru că a spus dumneavoastră de mijloacele de informare media, citeam recent, de fapt am citit mai multe rânduri despre posibilă apariția unei sau a unui nou tip de carte de identitate. Dumneavoastră aveți ceva informație? Nu. Și la emisiunea anterioară v-am spus că este oprită, știu eu, această intenție de a elibera un nou document. Nu există încă pusă la punct toată legislația cu privire la cartea electronică de identitate. Promit că atunci când voi avea noutăți vă voi spune. Nu există nici dotarea tehnică, nici, v-am spus, din punct de vedere al legislației, încă nu s-a finalizat totul cu privire la cartea electronică de identitate. În regulă, vă mulțumesc mult. Dar despre schimbarea permisului de conducere, tot la dumneavoastră sau nu? Nu. Trebuie lămurit și acest lucru. Lămurim și acest lucru. Da, într-adevăr, sunt foarte multe persoane care vin și doresc să preschimbe permisul de conducere la serviciul nostru, dar nu ne ocupăm. A fost o perioadă, cred că până în 2002, când am preluat dosare de preschimbare a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor. Dar de când totul s-a informatizat, această activitate revine strict serviciului de permise și înmatriculări Suceava. Numai dânsii sunt abilitați pentru preluarea actelor de eliberare a permiselor și a certificatelor. Sediul lor este, cum majoritatea știu, în mall, la Suceava. Iar sediul serviciului de pașapoarte nu s-a schimbat, este tot pe strada Petru Rareș, numărul 70. Mulți știu că de la autogară înspre Serpentina. Mai sus de Suceava. Piață, cum zic. Da, da. Sucevenim. Doamna comisar șef, aici astăzi am pomenit de mai multe ori despre experiența dumneavoastră, despre activitatea îndelungată din acest domeniu. De câți ani lucrați în domeniu? Deși sunteți tânără, așa cum spun, am mai spus astăzi. Eu vă mulțumesc pentru complimente. Știu exact ce vârstă am. Lucrez... În iunie voi împlini 22 de ani de când lucrez numai pe evidența populației. Mulți ani, nici nu știu cum să vă spun, mulți înainte. Să dea Dumnezeu să fiți sănătoasă și să... Mulțumesc! Mulțumesc. Înseamnă peste 20 de ani, înseamnă cam, da, peste. Cam mult. Este o vechime destul de mare.
pentru un singur loc de muncă. Într-adevăr. Și sunteți comisar șef, iar pentru cei mai vechi care ne privesc la televizor, comisar șef înseamnă colonel cu 3 stele, nu? Da. Parcă ultima dată vorbeam și de prezența într-o emisiune la dumneavoastră în uniformă. Am să încerc ca la o viitoare emisiune să mă prezint în uniformă. Să fiu sincer, doamna comisar șef, noi ne cunoaștem de mai mulți ani. Eu nu v-am văzut îmbrăcat militar, cred că de pe vremea când erați capitan. Da, se poate. Capitan, inspector principal, cum? Activitatea pe care o desfășor nu necesită prezența mea în uniformă. La nicio activitate, doar la anumite convocări profesionale, dacă se solicită acest lucru. Asta nu înseamnă că nu există uniformă, există, pentru situațiile când se impune prezența în uniformă. Da, când făceam parte din structura poliției, atunci, desfășurând multe activități în cooperare cu celelalte servicii, compartimente din cadrul poliției, necesita și prezența noastră în uniformă. Dar de când a venit această descentralizare, v-am spus, nu este necesară... Funcționar public cu statut special? Da. Nu este necesară prezența noastră, ne lucrând în, știu eu, în situații operative, chiar nu este necesară prezența în uniformă. Cred că și spectatorii ar fi de acord că, eu știu, data viitoare sau atunci când veți putea dumneavoastră să o vedem pe doamna comisar șef îmbrăcată în... Da, am să vin la o emisiune în uniformă. Eu vă mulțumesc mult. Doamna comisar șef, eu am pregătit mai multe întrebări pentru dumneavoastră, dar se pare că aceste 50 de minute care sunt rezervate emisiunii Raport de Eveniment sunt puține. Dar asta e. Dumneavoastră, în calitate de șef al serviciului Rădăuțean, ce așteptați de la anul 2016 și, în același timp, personal, în nume personal, ce așteptați de la 2016? Păi 2015, din punct de vedere personal, a fost un an cu evenimente mai mult sau mai puțin plăcute, și evenimente frumoase și evenimente care m-au marcat. 2016 sper să fie un an plin de evenimente plăcute, să avem sănătate. Știu eu, iar din punct de vedere profesional am speranțe că tot ce îmi propun să realizez deocamdată cu actuala conducere, v-am spus, cooperarea este deosebit de bună. Se interesează mult de buna funcționare a tuturor serviciilor și sper să continuăm tot așa pentru a desfășura o activitate cât mai mai pe gustul tuturor cetățenilor. De normalitate, da. Efectiv, trebuie să desfășurăm o activitate normală din ambele părți și din punct de vedere al lucrătorilor și al solicitanților. Trebuie să ne comportăm normal. Doamna comisar șef, vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiunea mulțumesc de astăzi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Să sperăm că ne vom reîntâlni sănătoși aici, în studio. Mulțumesc încă o dată.
Atât pentru astăzi, a fost comisar șef Oltea Mariana Dumitru, șeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor din municipiul Rădăuți. Eu sunt Luigi Bărăguie și până data viitoare vă doresc toate cele bune!